Salutare dragi prieteni și bine v-am regăsit pe canalul meu. că este sfârșit de lună, desigur că avem un clipuleț cu produse terminate și vreau să vă arăt ce am mai consumat în luna septembrie. S-au îngrămădit câteva cutiuțe și desigur că vreau să vă arăt și câte ceva din produse alimentare. Am consumat această punguță de cereale integrale, de la Nestle, Lion, Caramel și Ciocolată Copiii le-au plăcut Au fost bunicele Nu le cumpărăm des Doar când avem pofte Atunci mai procurăm și noi Aceste cereale integrale Dar nouă ne-au plăcut Au fost bunișoare O ciocolată Chogheten, cred că este o ciocolată Cât de cât cunoscută Și în alte țări Nu numai la noi în Republica Moldova Este aceasta cu lapte noi o cumpărăm pe diferite variante care este. Când avem poftă, desigur că mai mâncăm și dulce. Dacă să ne oprim tot la produse alimentare, avem și o cutiuță de la Rahat cu aromă de rodie. Zahăr Nizavod, așa se numește brandul. Îl mai cumpărăm și pe acest fel de dulce. Mai este și cu aromă de pepene galben, tot îmi place foarte mult. Este o opțiune unică pentru a îndeplini pofta de dulce. Și desigur că am și pachete de la ceai, Greenfield Summer Bucket. Mi-a plăcut, nu prea îmi place culoarea acestui ceai dacă sincer nu știu de ce pe mine mă deranjează culoarea acestui ceai, în rest gustul, gustul, mirosul este ok, doar că culoarea nu știu de ce nu mi place, îl mai recumpăr din când în când când vreau să îl beau pe cel cu zmeură ceaiul, adică și mai am un pachet de la Richard Royal Camomile, este verde, acesta îmi place și de câte ori am ocazia îl cumpăr și pe el. Și acum să trecem la produse, nu știu dacă până la sfârșitul punguții mai găsim ceva din produse alimentare, dar să trecem la produsele pentru îngrijire. Am terminat această, să zic că este un set de seruri pentru păr, de la trecerea aceasta de la timpul cald la timpul rece, am probleme cu căderea părului și încerc diferite metode de a face cât de cât părul să rămână, cum să zic, în, starea lui care este mai bunișoară. Încerc să reduc din cădere, dar cred că nu este doar problema pe din afară, trebuie să iau și ceva un complex de vitamine și pe acest complex de seruri pentru păr l-am făcut comandă de pe site-ul celor de la Makeup. Erau 7 ampule, aia câte 10 ml. Mi-a mai rămas una, așa arată, venea una cu pulverizator, în rest celelalte, când o foloseai pe aceasta, puneai acest pulverizator la celelalte sticluțe, să vă zic dacă a avut ceva un efect, am simțit la moment. Eu am folosit aceste sticluțe peste o zi, o sticluță din aceasta, o foloseai la o, la o spălare. Eu cam mă străduiam că după acest ser un pic părul se îngrășa la rădăcini și peste o zi mă spălam părul și foloseam o astfel de ampulă. S-a mai redus la moment cât am folosit aceste ampule, parcă s-a mai redus din cădere, dar nu prea văd să fie un rezultat de lungă durată, fiindcă acum ultima oară am folosit la peste două zile, cum s-ar zice, și părul la fel cade cam multișor. Nu știu ce să zic mai departe, voi încerca și mai am și alte uleiuri care tot le cumpărasem pentru căderea părului și am să le încerc și pe ele să vedem. Și totuși sunt de părerea că trebuie să iau și un complex ceva de vitamine pentru întărire, dar vă zic că este de la biofarma laboratorii. Nu știu cine le face, chiar nu am citit. Aici avem și mecanismul de aplicare. Voi vedea pe parcurs dacă va fi ceva efect de lungă durată sau a fost doar de scurtă durată acest complex, dar vă zic, l-am probat și nu știu dacă voi recumpăra acest set. Urmează să vedem și rezultatele. Am terminat un gel de duș de la DAV, de plin nourishing. Acesta a fost din setul de cadou de la soacră mea din Israel. După cum puteți vedea, este și scris în limba lor cât a avut 500 de mililitri. Ceea ce nu mi-a plăcut la acest gel de duș a avut o consistență foarte, foarte groasă că trebuia să mă chinui să-l scot din recipient. Eu am folosit uh, o treime din el, restul l-am dat mamei. Ei trebuie uh, geluri de duș mai hidratante și am zis că nu vreau să mă chinui. l-am dat ei să-l folosească. O pastă de dinți cu Fresh, ați mai văzut la mine, noi uh, iubim aceste peste de dinți, sunt destul de ok și au prețuri foarte bunișoare. Încă un gel de tuș la fel de la DAV, doar că o variantă mai mare, Hydrate, este varianta și a avut 720 de mililitri. Acesta față de ăsta mai mică, a avut o consistență mai lichidă, la fel l-a folosit mama, am încercat și eu de câteva ori, dar eu iubesc gelurile de tuș care să aibă careva o aromă mai ceva de cocos, vanilie, ciocolată, așa din astea mai cu miros specific pentru DAV, nu sunt printre preferatele mele. Am terminat și o cremă de față cu SPF de la Evelyn Cosmetic, cu SPF 50, acid hialuronic, antioxidant și aloe vera. V-am zis mie, mi-a plăcut această cremă cu SPF, 30 de ml. Am folosit două tubuleții de astfel și pe viitor sper să o mai recumpăr, dar vreau să încerc și altceva. Vine perioada mai rece și SPF am să folosesc mai puțin. De ce zic că perioada aceasta de toamnă spre iarnă, unde când soarele mai puțin Arde Nu prea voi folosi astfel de creme, deoarece nu știu pe cât este de corect. Dar am ascultat un medic dermatolog și a zis că, după viziunea lui, sau așa consideră el, eu nu, nu știu precis, aceste creme cu SPF nu sunt atât de importante pentru țările noastre, mai europene, unde nu este soare foarte, foarte puternic. Perioada de vară, da, dar. Când trecem în perioada aceasta mai de toamnă, mai friguroasă, de acum soarele nu este într-atât de puternic ca să avem nevoie de un SPF atât de mare, să zic 50. Dar vă zic, sub părerea mea și sub viziunea mea, sunt de părere că voi folosi o cremă hidratantă și fond de ten folosesc cam în fiecare zi, fond de ten sau CC crem, BB cream și pentru mine asta va fi ok. Mai avem ceva și de la produsele alimentare punguțe, de la Mlecovita, Cedar, acesta l-am folosit pentru tartine. Mi-a plăcut, eu nu sunt iubitoare de cașcaval Cedar, dar pentru tartine acesta a fost destul de ok. Mi-am vopsit părul cu Vopseaua de la Schwarzkopf, Gliss Care Moisture Color cu acid hialuronic. Mi-a plăcut această vopsea față de vopselele care le cumpăr eu mai ieftine. Aceasta se vede că este o diferență cât de cât. Eu am avut nuanța brown, cred că așa și s-a, șaten rece. Nu știu pe cât de rece șatenul acesta, dar pe mine un pic la rădăcini unde este culoarea mea mai naturală, mai spre roșcat, nu știu de ce bate, dar ca calitate este mult mai bună față de popselele pe care le folosesc eu mai ieftine și am zis că totuși pentru sănătatea scalpului, sănătatea părului, este mai bine de investit într-o vopsea mai, mai bună. Mai avem, desigur, dulce. Pachetul de la Snickers, 5 bucăți. Aceste ciocolățele eu le dau copiilor câteodată în loc de custerica la școală. Apropo, acesta nu l-am cumpărat. Eu am primit cadou și de aceea l-am consumat, să nu ziceți că folosim și consumăm foarte mult dulce. O apă de gură de la Genera, colutoriu, cu agenti purificanti, menta Freda, a fost destul de bunicică, pentru prețul care o are, 500 de mililitri, nu no, ne plac astfel de ape de gură. Un gel de duș pe care l-am folosit eu în totalitate este acesta de la Evan Senses, la Murson Rise. Sunrise, 500 de ml cu trandafir și ambre. Mi-a plăcut mirosul, mi-a plăcut consistența, este extraordinar, doar că la moment nu am să-l recumpăr, că vă gândiți că după 500 de ml de astfel gel de duș, m-am plictisit de aromă. Mai avem un ceai și este un ceai din Italia, cumpărat Pampadur, Pompadour, cred că este brandul. Misti, Solovera Fruta. Nu prea mi-a plăcut gustul. Eu nu prea am găsit la noi, doar de să mă duc în Kaufland și să caut. În rest, în alte magazine de a noastre locale nu găsesc. Mi-a plăcut un ceai foarte mult din Italia, cu cireșe. Îmi place la nebunie ceaiul cu cireșe, cu aromă de cireșe, doar că la noi nu prea găsim astfel de ceai la moment în Italia nu mai plecăm și nu avem de unde să cumpărăm, și am zis că trebuie să încerc să mă duc la Kaufland să văd dacă găsesc ceva cu cireșe la ei. Îmi este dor de această aromă. Am probat o astfel de prăjiturică, Motico, Moti cred că de la japonez, este prăjitura aceea dulce, aceea de la sub formă de înghețată, să zic eu că este congelată atunci când o cumperi. Motico este brandul care face aceste moti. Cu o aromă de căpșună, mie îmi plac. Ceilalți ai familiei nu împart cu mine această plăcere, dar eu să zic că după prima dată când am încercat, nu prea m-am dat în vânt. Dar acum a doua oară când l-am -am consumat exact așa cum scrie în instrucție, mi-a plăcut extraordinar. Fiindcă doar știți care ați probat aceste emotii ele sunt congelate, trebuie un pic să le lași să se dezghețe și pe urmă le mănânci. Mie mi-a plăcut foarte mult și desigur că vreau să încerc și pe alte gusturi, dar ceva mai aproape să se asemene cu acea prăjitură japoneză. este care se fac la noi, știți că este o replică și nu într-atât de reușită uneori. Am terminat și o cremă de față de la Cores. Aceasta am primit-o într-o subscripție de la Ipsy. Greek yogurt, nu prebiotic gel cream. Mi-a plăcut foarte mult. A avut 20 de m-a ținut ceva timp și chiar... Aș fi bucuroasă să mai primesc produse de la Cores în subscripțiile de la Ipsy am terminat și un gel pentru igiena intimă de la Nidra, Milk Intimate Wash, pH 3 x 5. Se terminase cel de la Oriflame și nu l-am -am mai făcut comandă și nu l-am mai recumpărat. Și l-am cumpărat pe acesta din un magazin specializat de produse pentru igienă. La început îmi crea disconfort acest gel, nu știu din ce cauză, dar cu timpul m-am deprins cu el și s-a terminat cam repede, ce drept, că a avut el, 300 de mililitri, dar s-a terminat mai repede decât cele de la Oriflame și desigur că voi rămânea în continuare la cele de la Oriflame, că nu creează niciun disconfort absorbantele zilnice de la Naturela cu mușețel light este și ați mai văzut la mine că eu le recumpăr. Desigur că mai avem ceva dulce, ciocolata Corona, aceasta aerată cu lapte, la fel ne place foarte mult. Noi suntem consumatori de dulce și la noi, în casă, tot timpul trebuie să fie ceva: o ciocolată, o prăjitură dulce. Mai ales când eu beau cafea, vreau ceva dulce pe lângă cafea. Și de aceea, noi și avem mult dulce în casă, dar nu într atât de mult ca să exagerăm. Următorul produs este acest mini parfumel de la parfumul Eclat. Mon Parfum de la Oriflame, varianta de 8 ml. Acest parfum nu-mi place și bine că am probat doar varianta mică, nu este mirosul pentru mine și m-am chinuit ca să-l termin, cu toate că dacă este un parfum care îți place foarte mult, 8 ml, practic nu este nimic, dar pe acesta, pare mi se l-am avut mai mult de un an. Și mă bucur că s-a terminat, și i-am spus la revedere. Un pachet de la dischetele de, machi de machiante Cotton Soft. Eu v-am zis că nu sunt, nu sunt. pentru mine nu sunt toate diferite, cam toate fac același lucru. Demachează când am nevoie cu apă micelară, și atât. Încă o pastă de dinți, cea de la Colgate Max White, mi-a plăcut și aceasta foarte mult. La noi se primesc în bai sunt deschise două sau trei paste de dinți și o lună pot să nu am deloc nicio pastă terminată, dar într-o lună pot să am două sau trei, după cum vedeți. Următorul produs este la fel un mini, este acest scrub de corp de la Frank Body tot din subscripția de la Ipsy, 30 de, mili, 30 de grame, mi-a ajuns pentru zona mâinilor și a picioarelor de 3 ori să-l folosesc, nimic să zic ceva wow care se merită, eu mai mult iubesc scraburile pe bază de zahăr sau de sare, de ce nu am impresia că acelea au un efect mult mai vizibil. Acesta a fost un scrub ca o, formă de cremă cu ceva granule, dar nu, nu a făcut efectul pe care eu îl doresc. Încă un produs mini este această cremă de față de -a la 8 cents up the anti anti aging night cream 15 ml și acesta mi-a ajuns ceva timp dacă îl foloseam doar seara chiar pentru aceste produse mini de 15, 10, 20 de mililitri, îmi ajung ceva timp. Desigur că dacă să luăm de 3 mililitri sau 5 mililitri, nu prea înțelegi dintr-un produs ceva, dar acestea de 15, 20 îmi ajung ceva timp și pot să-mi fac părerea dacă mi-au plăcut sau nu aceste produse. Am terminat și o cremă de mâini, la fel este de, de subscripția Ipsy. Dionis cu lapte de capră, cremă de mâini și a fost pentru muiere și hidratare. A avut 30 de mililitri, dar veți vedea aici a suscris peppermint twist, da, avea un miros foarte, foarte puternic de mentă. La început aveam impresia că este o cremă pentru picioare, fiindcă știți că pentru picioare mai mult se folosește menta, adică ca să nu transpire tălpile, dar aceasta a fost pentru mâini și acel miros de mentă se simțea toată casa. Mi-a plăcut, a fost bunișoară ca cremă, dar desigur că aceste creme le pot primi doar în subscripțiile de la Ipsy. Mai avem terminat un parfumel, ceea ce mă bucură foarte mult că începe a termina din produsele de make-up și parfumuri. Este acest mini de la Even din gama Premier Lux. În varianta de 30 de ml mi-a plăcut foarte mult acest miros. Voi vedea pe viitor dacă am să recumpăr varianta mare, dar ca varianta mică mi-a plăcut foarte mult mirosul. Vai de mine s-au prăbușit toate. Și pentru perioada aceasta de toamnă a fost foarte bun. De deci ce? Mai aveam foarte puțin din el și l-am terminat. Mai avem... Mai avem la fel din produse de make-up, din păcate voi arunca acest ruj de la Lux Visage, este un Glam Look Cream Velvet și eu am avut nuanța 207, Provence se numește, îl arunc fiindcă și-a schimbat mirosul și când l-am pus pe buze a început să mă usture și culoarea îmi place foarte, foarte mult, dar din păcate trebuie să îl arunc, nu mai țin produse alterate. Un burețel pentru fondul de ten de la Oriflame, acestea îmi plac foarte mult, sunt ieftine și bunișoare. O pudră terminată de la Hourglass, a fost varianta mică de, acum vă zic câte grame, 2 grame, dar m-a ținut ceva timp. Dale este terminată complet. M-am bucurat enorm de mult că am putut să probez și eu un produs de la Hourglass și desigur că aș dori să mai încerc, dar sunt scumpicele după părerea mea și avem 6 ampule din astea pentru păr de la serul care v-am arătat cutia, 3, și încă 3 și a șaptelea, încă mai am puțin ser ca să-l folosesc. Și cam acestea sunt toate produsele terminate în luna septembrie. După părerea mea, s-au îngrămădit ceva. Mă gândeam că nu o să am ce să vă arăt pentru luna septembrie, dar uite că încet, încet s-au îngrămădit. M-aș bucura mult mai mult să se îngrămădească produse de make-up, adică să se vadă că folosesc că consum. Nu doar cumpăr, dar în ultimul timp nu prea cumpăr produse de make-up, încerc să folosesc ce, ce mai am pe stoc, fiindcă se întâmplă cum s-a întâmplat și cu acest ruj, l-am folosit doar de câteva ori și din păcate s-a alterat și trebuie să-l arunc. Vă aștept în continuare pe canalul meu și vă doresc tot ce este mai bun și mai frumos!